Salut! Sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip îți prezint funcțiile de protecție oferite de ESET Mobile Security pentru Android. După ce instalezi aplicația, îi introduci cheia de licență și o conectezi la contul tău ESET, poți începe să o folosești pentru a-ți proteja smartphone-ul ori tableta cu Android. Toate modulele sale de protecție sunt accesibile pe ecranul principal. În primul rând, găsești protecția antivirus care funcționează în timp real. Aceasta scanează toate site-urile pe care le navighezi pe telefon și toate fișierele pe care le descarci. În plus, poți activa scanări automate ale telefonului sau tabletei atunci când aceasta este la încărcat, ori la anumită oră din noapte, atunci când dormi și nu folosești dispozitivul respectiv. După aceea, avem protecția anti-theft sau anti-furt. De exemplu, dacă telefonul ți este furat, ESET Mobile Security îl poate bloca automat atunci când cartela ta SIM este scoasă din telefon, ori după 3 încercări nereușite de blocare a telefonului. Cu ajutorul acestui modul poți vedea unde se află telefonul tău și poți cere chiar să facă o poză a persoanei care l-a furat. Modulul anti-phishing este și el foarte util. Acesta scanează toate browserele web pe care le folosești și blochează accesul în timp real la site-urile care vor să-ți fure datele personale în scopuri malițioase. De asemenea, te protejează și atunci când folosești Facebook, Messenger sau Instagram. Funcția de blocare a aplicației poate fi foarte utilă, mai ales atunci când îți împarți telefonul cu altă persoană și nu vrei ca aceasta să-ți deschidă anumite aplicații ori să afle informații confidențiale. De exemplu, poți seta aplicații precum WhatsApp să devină accesibile doar după o scanare suplimentară a amprentei tale ori după introducerea unei parole, chiar dacă telefonul tău e deblocat și folosit de altcineva. Modulul de protecție pentru plăți este util dacă folosești aplicații bancare pe telefonul mobil ori aplicații cu care investești la bursă sau faci altfel de tranzacții financiare. Acest modul le adaugă un nivel suplimentar de protecție care face foarte dificilă interceptarea datelor și a tranzacțiilor tale. Inspectorul de rețea îți arată o hartă a rețelei la care te-ai conectat, ce dispozitive fac parte din ea și care din ele au vulnerabilități care scad gradul de securitate a rețelei respective. Filtrul pentru apeluri poate bloca apeluri și mesaje de la numere necunoscute ori de la persoane sau organizații care nu vrei să te contactezi. Este foarte ușor să adaugi și să administrezi regulile de blocare pe care le dorești activ. Modulul de audit de securitate scanează toate setările și aplicațiile instalate și îți arată ce anume periclitează securitatea și intimitatea. Auditul de aplicații este util în mod special, deoarece poți vedea cu ușurință ce aplicații au acces la ce fel de date și permisiuni și le poți revoca cu ușurință pentru a-ți întări nivelul de securitate. Revenind la ecranul principal al ESET Mobile Security, ai acces la jurnalul de activități în care poți vedea ce s-a întâmplat pe telefonul tău din punct de vedere al securității. În plus, ai și acces la rapoarte zilnice despre protecția pe care o primești. Dacă te-am făcut curios și vrei să afli mai multe despre ESET Mobile Security pentru Android, citește review-ul nostru de pe Digital Citizen ori descarcă aplicația de pe ESET.ro. Găsești link-urile în descrierea acestui clip. Îți mulțumesc și îți doresc o zi cât mai reușită!